Da, salutare guys și bine ați venit la un nou episod așa de seară pe serverul Haze. Unde vă aștept și pe voi dacă vreți să încercați să vă jucați sau un alt fel de roleplay sau așa mai departe. Băi, sâmbătă a fost zi și de muncă. Văd că sunt în momentul de față peste 337 de playeri, din care mai alții cu roleplay, mai alții cu troll, după cum vedeți pe aici. Asta e. Ce să fac cu el? Aia că nu știu ce vrea playerul ăsta. Te dai tu din spate? Mersi. Nu știu ce cu zona asta, dar în fine. Nu prea știu playere cu... Hai, că imediat o streagă mine, ești nebun la cap. Asta vreau să văd, un episod de seară. Am zis că o să mă bag live stream pe TikTok, dar... Nu tare aș vrea, pentru că momente pe serverul ăsta nu prea am deocamdată. Vreau să fac. Dar, momentan ne băgăm să... Stăm un pic la livrat, aici o să facem până ajungem un pic mai sus. Ca și pe aici, din câte văd, ca pe GPS, m-am dau și au și asta. Bă, de toate. Dar deocamdată vreau să mă bag la curier pentru că n-ai cât de cât pentru început. Vreau să vedem. Ceea ce îmi place este că ai zone de livrat și pe ulița de sus. Și fiind serverul cât de cât un pic mai mare, adică da, cu player mulți, un exemplu, cam posibil să te întâlnești, să vezi mai multe scheme, mai multe chestii pe care în alte servere nu prea le mai vezi. Știu că și pe alte servere există zone de livrat în poliția de sus, poliția de jos, chestii de genul. Adică stai, scuze, că... Cât ceas sunt, ești bun? Sper să... da... Să nu îmi dispară fix când n-ar trebui. N-am știut să-mi pun coletele. No, așa să zic că pe zonele de groove, uite, pe serverul celălalt nu prea am văzut. Din păcate. Faza cu... o să se livreze chiar jos. Pă... Am nu mai știu Vespucci sau cum s-a numit. În fine, nu prea mă interesează zonele alea. Dar e mai ok, ai mai multe interacțiuni, ai mai, știi, poți să faci mai multe. Ceea ce e un pic nașpa din prima, uitați, ai dat acum și poate ai un delay de ceva timp, dar nu știu de ce există delay-ul ăsta. Mă duce pe aminte de un vibe, treaba cu ulița de sus, când mergi și livrezi, what the fuck. De ce postă? E undeva din Germania, moment. Na, mă rog. Ar trebui să vorbească germană, nu? Magazin licență. The fuck? Vezi ce poziție are de papune, de... Na, mă rog. Ia, vezi cum e delay-ul ăsta foarte mare de aștepta. Și aia e un pic cam nașpa. Mai avem 9 culete la noi și foarte multe acolo în spate. Băi, eu tot mă joc, dar sunt undeva, cred că 100% sigur că vor rămâne și fără mașină. Asta e, n-am ce să fac, m-am 38%, ar trebui să mă duc să alimentez sau să mă duc să am o altă mașină, nu? Dar și 30. Mamă, și dacă mă prinde direct acum, să vezi tu ce mă duc să înjur. Vindu-ți ulița de sus, toată lumea știe ce înseamnă ulița de sus. Te poate jucuite, poate răpite, poate bine, pentru că în job legal nu no, demonstrează că n-ai haine. Dacă... Știi cum e? Hai că am sopt un pic. Bă, sunt curios dacă se aude cât de cât jocul, că la mine parcă se aude un pic mai încet. Da, mă rog, l-am dat un pic mai tare totuși, că... Așa e... Mai ok, hai să mergem să alimentăm, să vedem ce e sistemul de alimentare.
Poate numai de la un normal, mamă, 5 colete, sunt bun. Vine după aia. Până atunci mai trece un pic din timp și măcar știi că ai și alimentat. Hai să vedem pe unde avem. Ia pe aici. Merge să vedem. E și 30. Bă, deocamdată e super tare, mare, liniște. Nu știu ce se întâmplă. Nu e haos, nu e dezastru, nu e player care să vină să tăie cu armele. Nu, stai, bă, happy. Prima zi ești prost. Prima zi de nopți, nu, a doua. Mai nu prea că... Nu știu, mă, nu prea că, pentru că le un pic mai greu să... Pun exemplu să steie playerii 200, cum am văzut acum la câte unul 299 de checkpoint-uri. O să fiu un pic realiști. Bă, să mă șterg mașinile mă sau... Că nu știu, m-aș băga, nu m-aș băga să alimentez, n-am nicio idee. 20-30, păi da, rămâneți în mașină, ok, și... Da, în fine. Hai că stăm pe aici. Până se vor șterge asta. Și apoi după aia mergem. O să ținem un pic mai multe episoade, că vreau să vedem dacă prindem ceva. Da. Hai să urmărim când dispare mașina. Vedem și cât putem ține, că... știi cum e. Bă, sper că vă plac, adică nu că vă plac, văd că... E un impact din nou, mă, pe serverele de 5M, pe servere, pe cum să zic, pe episoadele de 5M. E mai mare impact, mă. Ce v-a bucat? Și de mă, vă place 5M, mă? Adică, de fapt, ați vrut să vedeți mai mult troll pe acolo, pe serverul celălalt, sau trollul până de plat, sau așteptați să... cum se numește, să... Păi și 31, coi. Să fi luat bani sau ceva? Nu, să ia, stai așa de ușor, stai liniștit. Gata. S-au șters. Mamă, să vezi acum dacă se șterge după. Au, și mai dacă dacă o umplu cu o clanistă. Ce clanistă, ești prost? Băgă combustibil. Hai să băgăm, car, că totuși vreau să... Asta ia, vezi, 300 de checkpoint-uri, dar să acțiuni multiple pe da, dacă te comporți ca un bombardier, păi atunci... Hai să vedem... 3 ore. Ping 26. Am prins bine ID-ul. Undeva la 17.000. Ok, pot să zic. A, și pe aici, fii atent, dacă ai luat 3, 3 din 3, ți-a dat 7 zile bani. E bun. Asta e, hai să plecăm imediat poliția de sus. Bă, că pe aici și pe aici sunt foarte mulți youtuberi și mulți vechi pe care i-am cunoscut și eu. Bine, m-au ajuns mare că, na, au știut unde să pupe. Știți voi cum s-a trăit pe YouTube-ul românesc și cum se trăiește. Ce Dumnezeu mă să încurez, ăsta ești nebun. Trebuie să mă duc să vedem de o mașină, guys. Aș face treburile astea ca roleplay, aș putea să zic. La asta mă refer că prin episoade, nu prin pa unde meri. Nu prin a vorbi pe, pun exemplu pe episod, știi, cum fac acum. Da, n-ai cu cine, deocamdată. Hai că vedem ne. Că am în gând un pic să... Dacă se poate, clar. Să... Vedem. Vreau să văd cum sunt facțiunile, vreau să văd la ce ore, la câte ore pot să intru într-o facțiune și ghici care o să fie. Cred că ai ghicit, dar eu nu o să spun. O să pot să vedeți că până atunci e posibil să mă mai răzgândesc. Vreau să văd mediu de roleplay în facțiunile astea. Și de aia fac treaba asta, de aia o să stau și o să formez o perioadă. Numai pe motivul că să ajung să văd. Și o să le cam încerc pe toate. Bine. La mafii, alea sunt random. Adică un exemplu, poate nu toate mafiile sunt la fel, să nu uităm că alea le poți crea.
Dar facțiunea de polițist decut sau ce mai există și medici e numai una singură. Așa că pe aia nu se poate închide, cred. Stai că după Happy unde te duci așa departe că nici nebun. Lipsesc trei colete. Bine, frate. No, bun. Deci apăsăm pe ei, fii atent. Apăsăm pe ei, asta îmi place. L-am pe undeva la 14. Ce e asta, mă? Mi-a dat... Ce pula mea? Pule, păi stai, bă, că nu pot să-l iau. Păi și cum pot să scot din... Păi nu pot, what the fuck? N-am înțeles. Ce asta, mă? Combustibil canistră. Înseamnă că nu mai pot eu scoate atâtea. Ia să vedem. 10. Păi, ești prost. Câte kilograme are cât o enamă? Adică un kil. 3. Putuți. Nu mai am combustibilul ăsta de 100, mă. Asta atât a rămas aici. Ia stai să-l arunc. 100. Oferă, prechiziționează, arunc. Cum îl arunc? Arunc, o folosește. Mă rog. Pot să-l folosesc? Ia să vedem. Ne. Bă, dacă știți mai bine, pe asta e, aruncă. 100. Lipsesc 3100. Bă, aruncă. Ce ai? Da, ai atât dacă trebuie să... Ok. Deci. Hai să vedem iară câte mai avem. 10. Nice. 5. 18 total. Bun. Și se pare prostia aia pe jos care ne îți arată ce și cum, da. Băi, ok, bă, deocamdată chiar liniște cu aia și de la primul de pe undeva de 12, la 12 minute. Bro, tu ești nu... Unde își fac via cu băieții ăștia, mă? Apropo, hai să vedem. Este caiul? Este. Clar. Ce este, mă? Angajări, scafandru. Nice. Opa, stai că de la vorbim cu... la un nivel un pic mai mare. Culege ciuperci. Angajări miner. Miner. Na, aia a pus la de diamant. Bă, ce random. Opa, stai că de la vorbim despre altceva, tata. Nu știu, mă, vreau să am interacțiune cu playeri, lasă astea. Ok, deci tu vrei, nu-i mai că mă aștept un pic. Deci tu vrei să mă duc pentru un colet aproape 2000, nu? Nu, no, să s-o crezi tu. Cât am la mine? 18. A, bine că... Atâta sistemul ăsta de I, de inventar, e un pic schimbat. Din câte am observat. Și am mai văzut și la alții, clar că după ce am început să caut un pic pe TikTok, m-am informat un pic să văd dacă există episoade, să văd dacă există, știi, ceva, nu știu, altceva, ceva ce în TikTok, uite cum făceam eu, un exemplu, cu failuri, cu un roleplay, cu morți sănătii, chestii de genul, știi? Și dacă era un TikTok numai cu înjurături, da? Asta e. Nu prea am găsit. Și atunci. Ai, văd că totuși e mai bine. Totuși ți-a dat pe undeva pe aici, pe mai aproape. Da, m-a apărut de la un băiat. Bine, pe episodul parcă era pe undeva din 2023-2022. Și ce fa faza cu Neverwhipe. N-am înțeles să ne jucăm pe server. Nu vreau să-mi dau cu părerea. Dar am văzut așa, este ceva dintr-o facțiune, din... Nu știu, frate. Trebuie să vă să mai urmăresc pe undeva zilele care urmează, să vă puneți cam petrece lumea timpul. Și asta să facem tot numai roleplay. Bine, clar că numai roleplay. Eu așa să zic că am văzut la un băiat cum că n-avea arma scoasă și trebuia să apese I, pe folosește, pe... Bă, a fost cât de cât
Da, ok. Opa, stai că asta am vrut să văd, dacă bă, dar ești prost, mă, mai face cineva jobul ăsta cu aia și asta e toată problema. Trebuie să mă duc să-mi iau o mașină, mă, dar numai după ce termin pe asta. De-aia zic că o să ținem episodul mai mult, pentru că vreau să văd pățănile mele și vreau să vedem împreună pățănile mele. Acum o să vorbesc de o oră singur, poate, dar asta e ce vă deranjează, am mai vorbit de câte 2 ore. Nu, obișnuința nu e nicio problemă. Și nu știu, mă, trebuie să mă mai interesez despre ce e vorba, cum. Am mai repetat, să știi, n-am 355, băi, bine. E bine că nu sunt mulți playeri, în exemplu la ore de genul. Bine, în timpul săptămânii la ora de genul, eu deja mă cam culc. Următoarea zi la muncă și asta e. Nu stau ca alții pe 5M toată ziua și sancționez că sunt în conducere la smurt. Bă, coaie, măcar dacă ai fi în poliție, SIAS, DICOT, ceva mai wow. Dar nu conduce la smurt, coaie, serios. Te dai marșetarea, pe tu ești cele pulii. Asta adevărul. Se poate supăra lumea pe mine cum vrea. Oricum nu mă mai interesează, știi? Bă, am vrut, da. Nu pot să mințesc. Am vrut, am venit înapoi. Pentru că... Da. Știți bine? Puteam să facem episoade, puteam să facem mai multe scheme. Nu pentru oameni, pentru... Dacă l-am văzut pe ăla ce nervos a fost... Mamen. Stai un pic, vezi că nu vorbești cu unul de 14 ani. Când vin să mă acuz, că ci că... Eu am zis, stai mă, ce m-a făcut ăla, căci că n-am rulat, mai băiatule. Încă pe undeva pe aici e episodul, stai să văd. M-a uitat după asta, trebuie neapărat să-l salvez, jur. Căci că n-am rulat. Accident, ce accident, mă, ești prost? I-am zis, zic, bă, pa mă, pe suport, hai că vă povestesc schema. Am văzut pe suport, știi, dacă el a făcut bun și după aia, dar după ce m-a început să mă enerveze, știi? Ce rulam încă stătea și mă gândeam cu aia, fii atent că iau imediat gel pe motiv ce n-am făcut, ești prost. Și da, m-am enervat pe el. Bă, du-te mă, mă, te-am chis de... De greșit, ule mie că n-am rulat și de-alea, ce ai mai... Ce ai mai de... Ce? A dat bonus tot 50 de mii. Băi, ok. N-am, nice, să fie primit. Și că l-am auzit pe ăla că n-ai rulat chestii de genul că să fac tichet. Bine, frate, fă. Dar după aia dacă tichetul e un fel, pentru că eu nu te-am lovit și așa mai departe, îți iei tu sancțiune orice pentru tichet în roleplay. El vorbind mai mult orice decât IC, că n-am. El e conducere și i-a mai povestit. Oricum ați mai văzut pe live-uri cum vorbește. Mai ales pe alea de data trecută când a fost în smurt. Și de multe ori am zis, frate, nu mai vorbi eu ce că ești pe un server de roleplay. Mă rog, tot timpul am tăcut. Nu, trebuia, știi ce trebuia să fac? Să mă duc, bă, care vă mai jucați pe servere de genul sau chestii de genul. Și întâlniți pe unul care numai feluri face. Filmați-l, fără să știe. Și dați-l la admin. Arătați-l filmare la admin, așa, nu poate de față cu el, poate după, știi? Spune la admin, ia uite frate, că asta numai orice vorbește, nu mai pot cu el, nu mai face, nu face deloc roleplay, chestii de genul, știi? Ocupa adminul de el, stai liniștit. Că până la urmă, ce eu trebuia să fac de la fel, numai că am zis, bă, lasă mai facțiune, îi... Da, peste tot să găsesc de ăștia. Dar bă, că i-ai lăsat și și-au luat în cap, știi? I-a lăsat de fiecare dată, știa că bă, Happy tace, că asta e, vrea episoade, vrea de alea. Și atunci care a fost schema? L-a lăsat, știi? Adică, în gândul lor, bă, lasă-mă, hai că mai facem feluri, că atâta ne poate mintea. Nu prea așa. De acum, boss, de fiecare dată când greșești, sau greșiți, asta e. O luați de pe episod, de pe live-uri, fazele și
Mamă, ce... a venit ceva în gât. Da, luați-o pe soarele sau leaurile și puteți să peritați o chestie de genul și să faceți teche la persoanele care nu prea v-au convenit. Cum au făcut roplii, știi? Mai am mâncat o plăcintă cu mușdei. Ba, am venit înapoi pula. Ba, de capul meu. Oh, ce ciudată când îți vine înapoi așa gustul ăla, știi? Mă rog. Băi, eu am casca asta, mă, de începător ești prost. Câte colete mai avem? Mă, faci. Nu zic. Bani faci. Dar trebuie să investești timp aia de faza, știi? A, ce am curcui? Nu pot să am curcui. What the fuck? Băi, ești nebun. 5 colete. N-ai, sai, frate, dă mai multe. Mă rog că o să mai face cineva. Și aici când am auzit o chestie, nu știu pe ce server m-am jucat odată și l-am întrebat, zic, bă, de ce nu? Bă, sau v-am povestit-o vouă? Cred că v-am povestit vouă. Las joburi. Bine. Joburile bine puse. Până la urmă, nu alea căcati. Sau merg fac joburi și ți-ai bani pentru de la anticit cu aia. Serios. Și apoi după aia m-ați face și pisicic. Ce pula mea, bă? Am, știți voi la ce m-am referit. Uite, de la fac job aici și nu-ți la pan veci și nici nu poți să-ți iei veci. Mai ales dacă e bine făcut. Na, băi, un job bun, trebuie să știi să-l și faci. Că dacă nu știi să-l faci, apoi stai prostește, te chinui, te înjură playerul. Știu că ne. Poate nu interesează pe nimeni că te înjură sau eu știu. Sau deci bă, de-al în pula mea, știi? De player cordit. Da. Știi cum e? Plătiți 5 stele pentru că am amende plătite. Băi, ești prost. Nu n-am văzut. Nu fine. Băi, trebuie... Deci, deci, la fel că sunt 1000 de scripturi, ca unul mi-am adus aminte cum se numesc, 1000 de scripturi. Cred că mai ies pe niște servere de Discord în care la un moment dat când jucam pe One Tap, pentru cel mai cunoaște One Tap, dacă nu vă puteți uita în playlist chiar la câteva primele episoade, am cunoscut niște băieți care s-au decis, după ce și-au luat bani, chestii de genul, să-și deschide un server sau mai multe servere. Și atunci a mai fost un server cu leak-uri, da? De la script, în care m-au invitat și pe mine pe serverul ăla de Discord ca să le promov. Ce pula mea cu e? Mă rog, ca să le promovez sau să fiu acolo. Bine, am intrat și eu pe Discord-urile alea, nu știu dacă mai e. Nu mai știu numele la băieți, mă rog. A fost oricum de mult timp. Dar acolo, asta e numai un server sau poate două servere de Discord, unde poți să găsești fucking foarte multe scripturi. Dude, script de job, script de HUD, script de panel, script de pula mea ce mai există, că am unde ce nu le mai știu că l-am uitat. Când s-au creat băieții server, am stat cu ei undeva 2-3 zile, cam așa. Cam așa pot să zic, 2-3 zile bune. În care au pus, au modificat, că nu că le ieși pui, pentru că, un exemplu, și la mașini. Dacă merg ei o bază, un exemplu, de la, nu știu, cum se numește, de la un server random, nu știu ce server să dăm nume. Ghiciți voi. Și mergi pe la tine. Ăla are pe undeva un script băgată pe undeva la poate 1000 de mașini. Da? Da. Cu 1000 de mașini tu te poți gândi că trebuie să le iei, să le verifici.
Cel puțin mașinile. Să fim realiști. Nu pot să le las așa. Pentru că, uite, eu fac acum jobul curier. Cu jobul curier, poate să scrie pe server, nu pe server, pe undeva pe parte din mașină, numele serverului care au făcut mașină. Și mai sunt foarte, foarte multe scripturi ascunse în spatele. Nu, foarte multe pete, nu știu, așa le pronunțam noi mai de mult. Pete de astea, semnături, mă, lăsate de alții. Aici un exemplu sau în mai multe părți. Deci tu totuși trebuie să le controlezi. Dar te-ai riscat, frate, că ți-ai băgat 1.000 de mașini. Păi, e alegerea ta, știi? Dar băi, când ți-ai băgat 1.000 de mașini, pe atunci știi și foarte bine despre ce e vorba, nu? Ai și un pic habar. Apropo, nu o mașină mere cu 500 blindată și cealaltă mere cu 200 și neblindată și nu o poți controla chiar deloc. Deci le iei de la zero după ce le-ai pus. Merele testezi, merele verifici, de aia ai grade de staff, de aia ai oameni. De aia încep printr-o bază. În care baza aia trebuie să-ți o pui om. E că poate. Mamă ce. Da. Ce rău e. Iar am bine. Nu trebuie să-ți pui într-o bază. Că omul ăla în care ți-a pus poate baza acum, ea că urmează să se dea deja, cred că. Hai că tu tragi în mine la job legal dacă. Ca idee. Și au plecat la un moment dat. Păi, boss, stai un pic. Asta e. Dar tu ți-ai făcut treaba. Tu ai verificat 1.000 de mașini împreună cu omul ăla. Deci. Băi, scuze, mă, mi-a dat hit. Cum Dumnezeu să vede? Nu, cred că acolo sus, dar nu. Nu prea. Ai văzut cum era să fac imediat etichet că băiatul o cam tras după mine. Da, în fine. Deci și pe aici mai există de ăștia ce nu prea au ce face cu viața lor. Da, mă rog, oricum când stai 200-300 de checkpoint-uri te cam ia, mă. Să fim sinceri. Îți cam ia tot cheful. Bă, te am filmat aproape jumătate de oră, nu știu dacă ținem o oră, dacă nu ținem, n-am nicio idee. Salut! Hai, m-am întâlnit numai cu unul de atâta timp. Hai să mergem să vedem de mașină cu aia, că merg cu mașina asta, geolo, locații. Hai să vedem de mașină măcar și după aia primim și un episod, un showroom. Nu prea. Ce, numai faza aia care a început să treacă după mine. Celălalt care, cum se numește, a venit acolo, m-a făcut un pic de blocaj. Și atâta tot, adică în jumătate de oră nu prea m-am întâlnit cu player. Hai să merg până la showroom. Mă gândesc că oricum a fi nebuneala. Da. No, bă, asta e, fie că vă supărați, fie că nu, până la urmă, tată, joc de pe undeva din 2017, 5M, și cam clar am tot dreptul să-mi dau cu părerea despre servere care nu prea și-au locul. Nu servere în sine. Multe, multe chestii de genul, știi, care înțelegeți voi. Nu vreau să mă mai repet că nu e cazul. Am înțeles. A, voi n-aveți nimic putut în gură. Am înțeles. Da, băieții nu prea au treabă, dar în fine. Ia doi prieteni care să joacă.
Asta e. Uite, da, ce-mi chis, da, mătii. Au și-o mai rău poază să dea direct unul în mine, pe să vezi tu. Păi, dar ce face la mea? Păi, lăsa-mi... Te-a pornit? A, în fine. Bă, mă duc să luam mașina aici, stai să vă pot să dau de vet. Hai că pot, ok. Încuiat. Așa, mă. Hai să vedem ce mașini putem găsi până la început. Ceva de pe început am nevoie pentru a cumpăra un vehicul, opa. Hai că am înțeles. Mașina început, bradere, că mai rău cu bani, what the fuck. Ce? Păi și... Bine, bă. Mașina a început ceva, nu... Ford. Nu, am înțeles. Nissan. De diamant, 1500, păi stai un pic, mă, că nu am interesat asta. A, pe aici, mă. O, cât? Da. Mai stăm noi, am înțeles, 50.000. Bă, adevărul că... 150, 80... 70... Total s-a țesaturi, nu? 70, hai că am cumpărat. Pentru... Da, ok. Bun, guys. Cam asta a fost fucking episodul și pentru playerele mele pe serverul de astăzi. Bine, mai stăm oricum pe serverul, dai seama. Și... Trebuie să mă duc să dau pentru permis. Bă, de ce repede să duce mașina asta, e bun? E chiar ok. Și apoi... Asta e GPS. Școală... Hai că școală de șofer de aici. Hai că da. Terenul de tenis, spital, rafinerie, petrol, am înțeles. Bă, nu văd, în fine. Da, eu v-am pupat. Nu uitați de butonul de like și subscribe. Și noi zic pe data viitoare. Hai să vedem dacă... Bă, parcă nici n-aș opri episodul să fiu sincer. Da, trebuie. Asta e. Vă pupat, pa, pa.